În această săptămână, zeci de tineri mehedințeni și-au dat întâlnire la Izverna pentru a dezbate importanța activităților de dezvoltare personală în mediul rural. Pe baza dialogului purtat, copiii au identificat soluții pentru crearea de oportunități de dezvoltare personală pentru elevii din mediul rural. Sunt elevă la Liceul Tehnologic Dr. Vladimirescu Șimian și am venit aici pentru a mă dezvolta personal cât și la vocabular. Iată că aici ai cunoscut și elevi de la alte licee. Da, de la liceul din Vânju Mare și din Severin Pedagogic. Ne ajută să ne dezvoltăm emoțiile noastre și cum să ne controlăm emoțiile. Și da, am impresia că nu numai unii tineri, toți tinerii ar trebui să facă aceste programe. Cursurile acestea chiar ajută foarte mult, în special ramurile pe care am lucrat noi, cum ar fi inteligența emoțională, care ne ajută la dezvoltarea noastră și a emoțiilor noastre. Practic, activitățile de dezvoltare în cadrul proiectului se bazează pe autocunoaștere. Autocunoaștere care este un factor fundamental în ceea ce privește alegerea carierei. În cadrul proiectului au participat 40 de elevi din județul Mehedinți, profesori și consilieri școlari. Activitatea este centrată pe componenta de dezvoltare a inteligenței emoționale, esențială în dezvoltarea personală a tinerilor participanți. Suntem aici în cadrul acestui proiect cu un grup de 10 elevi care învață despre emoții, despre trăiri și cum să participe în cadrul unui dialog cu parteneri, cu profesori sau cu alți oameni ai comunității. Încercăm să lucrăm foarte mult pe modul în care se pot dezvolta aceste competențe. Tinerii cu care am plăcerea să interacționez sunt foarte interesați, însă pare că exercițiul în ceea ce privește formarea și dezvoltarea de competențe în domeniul inteligenței emoționale nu e suficient. Proiectul Dezvoltare Personală pentru Incluziune este cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.